Orșova este un șantier în lucru, de această dată fiind vorba de cartierul Evantai al municipiului, unde lucrările de asfaltare sunt în toi. De asemenea, va fi realizată o parcare nouă, unde au fost amplasați stâlpi de iluminat, dar și un sistem de colectare a apei pluviale. Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica, a fost prezent astăzi pentru a verifica stadiul lucrărilor. Cartierul Evantai al municipiului Orșova a fost lăsat de-a lungul anilor în paragină. Zona era una impracticabilă, iar atunci când vremea era nefavorabilă, se strângeau cantități mari de apă. Praful și noroiul vor fi date uitării, odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare realizate în zonă. Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica, este un om implicat în comunitate și care a reușit în scurt timp să facă ceea ce alții au ignorat ani de zile sau au preferat să bage gunoiul sub preș. Orașul de pe malul Dunării te duce cu gândul la un adevărat oraș european, Orșova de altădată, cu străzi neasfaltate, fiind lăsată în urmă. Suntem în municipiul Orșova și mai exact în cartierul Evantai, unde într-adevăr executăm lucrări complexe. Una dintre ele este un sistem nou pentru captarea apei pluviale. De altfel, am construit un trotuar nou în zona Evantai, mai exact pe strada Castanilor. Chiar acum ne aflăm în parcarea pe care urmează să o amenajez. Este o parcare nouă. Cred că am făcut undeva loc la 40-50 de mașini aici ca să parcheze. Dacă puteți observa, în spatele meu s-au montat deja stâlpi noi de iluminat, deci parcarea va fi și iluminată. Am asfaltat fiecare alee care duce la fiecare scară de bloc din acest cartier și urmează în cel mai scurt timp să asfaltăm atât parcarea aceasta în care ne aflăm acum, cât și cealaltă parcare de pe cealaltă stradă și evident că vom asfalta după aceea strada în întregimea ei, pentru că la momentul acesta nu avem asfaltat decât trotuarul pe care l-am construit eu și aleile de acces la fiecare scară de bloc. În acest cartier nu au fost realizate investiții de 50 de ani, însă acum se poate spune că a luat naștere unul nou, modernizat cu parcări noi, sistem de iluminat și asfaltat în totalitate. Necesitatea și oportunitatea investiției sunt evidente pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație și în general asupra mediului, influențând în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor. Fondurile pentru acest proiect au fost oferite pe timpul guvernării Partidului Social Democrat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, datorită și sprijinului oferit de președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, dar și a deputatului PSD Mehedinți Alin Chirilă, care în acea perioadă era secretar de stat în Ministerul Dezvoltării și a depus eforturi uriașe pentru a atrage cât mai multe investiții în județul nostru. Dacă vremea ține cu noi, eu zic că în nici o lună de zile cartierul acesta va fi un cartier practic nou, pentru că nu s-a mai investit în acest cartier de la facerea lui, ceea ce înseamnă undeva la cu siguranță 50 de ani. 50 de ani în acest cartier nu s-a ridicat o piatră. Va fi un cartier modernizat, ca să spunem așa, cu parcări noi, cu sistem de iluminat nou și cu asfalt pe fiecare alee și pe fiecare străduță din acest cartier. Cetățenii sunt extrem de încântați de faptul că praful, noroiul, cât și apa care se strângea în urma precipitațiilor vor fi acum date uitării. Aceștia afirmă faptul că edilul orașului, Marius Stoica, a reușit ce nu au reușit alții de-a lungul anilor, acesta aducând în lumină cartierele lăsate în paragină și astfel transformând municipiul Orșova într-un oraș la standarde europene. Noi am înotat aici. Am înnotat, pur și simplu am înnotat la tomberon câini și șanțuri și mizerie și asta. Acum este, eu am 33 de ani de orașul ăsta și n-aș mai pleca de aici. Și vorba aia, la mare e, dar n-aș mai pleca. Și cartierul ăsta, am 32 de ani de cartierul ăsta. Și n-aș pleca de aici. Deci spuneți că până acum nu s-a intervenit? Nu, absolut deloc. Deci vă bucur această inițiativă? Foarte mult. Să-i dea Dumnezeu să ne mai facă. Ăsta primar ce a făcut și asta n-a făcut nimeni. Soacra mea stă în Măgrin, iar așa niciodată n-a avut asfalt pe stradă. Acum le-a făcut, iese din curte și calcă pe asfalt. Le-a făcut canalizare, le-a făcut la fiecare curte, casă le-a făcut ăla de trecere, așa, un podeț. Ce n-a avut în viață? Taxiul nu putea să urce sus. Nu putea să urce din cauza străzii că a fost spart. Acum toată lumea e bucuroasă. Deci putem spune că imaginea orașului s-a schimbat? Foarte mult s-a schimbat. Vedem că aici în cartier se execută foarte multe lucrări de modernizare. E foarte frumos. Se vede. De când locuiesc aici în Orșova, aici m-am născut, și câți primari au fost, e diferență mare în actualul primar care este acum. Și se vede schimbare.
E de la sine. E de la sine. Vedem, vedem drumuri, vedem peste tot și la mine, pe Decebal s-a făcut extraordinar. S-a asfaltat foarte frumos. Pentru acest primar care și-a dat silința și își va da silința pentru noi, pentru populația de aici, din Orșova. Și merită, merită tot respectul din partea mea. Deci putem spune că Orșova are acum o altă imagine. E, ne mândrim. Cu astfel de primar ne mândrim. O că se lucră. Eu îi văd tot lucrând pe ei. Orșova până acum a mai arătat așa? A fost asfaltată? N-a fost. N-a fost până acum. Condițiile înainte nu erau chiar atât de bune. Era nămol, era... Da, era nămol, era... Modernizarea străzilor în spațiul urban duce la dezvoltarea economică și socială a zonei, având ca rezultat final îmbunătățirea calității vieții la oraș, în scopul atingerii cerințelor de dezvoltare în spațiul urban. Orșova este un șantier în lucru și datorită sprijinului oferit de președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu municipiului.